Au primit toate cele pentru ziua de cuplu. Vlad îi întreba ce faceți până la urmă, faceți mâine. Antoniu spunea că nu, pentru că au primit și tortul și prăjituri și așa mai departe și spuneau că nu are cum să le țină până mâine și că vor face în seara aceasta, deși ei încă mai au treaba. Ar trebui să meargă să facă curățenie în bucătărie a fetelor, mai au și task, iar apoi la nu o să termine niciodată până la 12 noaptea, dar când vor termina, vor merge în camera aceea. Cu siguranță se vor organiza încât să nu mai iasă discuții. La ziua lor, oricum, nu o să dureze mult, pentru că vor vedea filmulețul, cine vrea mâncă tort și închină un pahar, cine nu, nu. Mi-au plăcut că erau fericiți. Uh, și au primit un cub uh, drăguț. O să vă încarcă filmul cel pe Insta și o să vedeți și dumneavoastră reacțiile lor, chiar erau fericiți. Ei doi sunt foarte bine și cumva ei au vorbit ca să nu mai dea curs discuțiilor. Din acest motiv, uh, uh, Maria nu răspunde foarte mult, din acest motiv nu se agită și Antonio, pentru că dacă și el s-ar agita, ar crea și mai mult conflict. Uh, Maria, e clar că nu. Adică ce să spună, că -are, au vorbit, să tacă, să nu mai dea curs. E clar că n-are nici acum să își pună stop efectiv, pentru că o deranjează. Oricum am primit niște comentarii, cum că ați fi ba, supărați băia, ba pe el, pe bune. De ce? Pentru că uh, nu dă cu ei de pământ? Sau cam de ce ați fi supărați? Ei trăiesc acolo în casă, mai au 10 zile, ba, nu trebuie să supraviețească și ei cumva? Și pe ea de ce ați fi? Acum pe bune, despre ce vorbim? Doamne, ferește! <laughs> în fine, dacă vă supără ceva la ei în momentul acesta, înseamnă că n-ați avut niciun drag de ei, nici măcar nu v-au plăcut, nu v-au interesat și vreți să băgați bățul prin gard. Doar atât vă pot spune.